Perioada optimă în care se cumpără familiile de albine este influențată de motivul pentru care le cumpărăm. E și normal. Adică trebuie să știm de ce cumpărăm albine. Dacă vrem să cumpărăm albine pentru a extrage miere de salcâm, de exemplu, va trebui să le cumpărăm înainte cu 30-40 de zile înainte de începerea culesului de salcâm. Sigur, în fiecare zonă a țării salcâmul înflorește în perioadă diferită. De aceea vă spun, cam cu 30-40 de zile înainte, pentru ca să avem timp să pregătim colonia pentru culesul de salcâm. Să o pregătim noi, așa cum știm noi și cum ne dorim noi să o facem. Dacă dorim, de exemplu, să cumpărăm albine doar pentru a întemeia o fermă apicolă, atunci le vom cumpăra după culesul de salcâm, după extragerea mierii de salcâm. Deoarece atunci sunt ceva mai ieftine, pe de-o parte, și, mă rog, avem motiv de negociere, să spun așa, și pe de altă parte mai avem timp pentru încă cel puțin un cules, poate chiar două culesuri, până când să începem să le pregătim pentru intrarea în sezonul inactiv, care începe cândva pe la sfârșitul lunii iulie. Interesant, să vorbim acum de intrarea în sezonul inactiv. Salutare tuturor! Indiferent când cumpărăm albinele, sunt câțiva indicatori de care este bine să ținem cont, iar azi la sfatul zilei discutăm despre acei indicatori, la cererea unor colegi de-ai noștri. Facem acest material. Chiar dacă nu este neapărat un indicator care să ne indice starea de sănătate, vigurozitatea coloniilor, ordinea dintr-o stupină și modalitatea în care sunt păstrate obiectele de inventar, mă refer la lăzi, la rame, ne arată felul în care apicultorul își prețuiește stupina. Și atunci când vedem un apicultor care are, știu eu, corpurile puse la păstrare undeva închise sau dacă e în câmp, păstrate sub un acoperiș, sub o prelată, de exemplu, uite, eu le țin sub o prelată, atunci poți să ai încredere că acel apicultor ține la stupina lui, ține la albinele lui și până atunci le-a îngrijit cu mare drag. Povestea apicultorului despre vânzarea propriu-zisă este foarte importantă. Dacă activitatea de vânzare de familie este una regulată în acea stupină, ramele, atunci când deschizi stupul, trebuie să le vezi rame noi. Adică orice apicultor care vinde regulat colonii, înseamnă că înlocuiește ramele, pentru că vinde coloniile pe rame. În general, familiile se vând pe rame. Da? Se vând și roiuri la pachet. Dar noi acum vorbim despre cumpărarea familiilor pe rame. Deci ramele trebuie să fie noi, iar majoritatea fagurilor trebuie să fie nu neapărat proaspăt clădiți, dar să se vadă că în ele au fost doar câteva generații de puiet. Adică fagurii să fie clădiți în ultimii 2 ani. Cam asta ar trebui să urmărim. În cazul în care apicultorul susține că el vinde familii în fiecare an, însă fagurii sunt negri, înnegriți, sunt, știu eu, înnegriți de prea multe generații de puiete clozate de acolo, înseamnă că apicultorul este mincinos. Și vă recomand să încheiați discuția frumos, foarte diplomat și să vă căutați alt vânzător. Nu de alta, dar nu se poate ca un apicultor care vinde regulat familii în fiecare an să aibă fagurii negri. Sigur că cu toate acestea sunt apicultori care își îndrăgesc albinele și care nu ar fi vândut niciodată stupina, însă din motive de sănătate sau din motive de bătrânețe,
sau, știu eu, pur și simplu din lipsă de timp pentru albine, au decis să renunțe la apicultură. Ei bine, în stupina unui astfel de apicultor, cu siguranță vei găsi mulți staguri închiși la culoare, pentru că nu are timp, nu doar de acum nu are timp, adică un apicultor care își iubește albinele renunță la stupină în ultimul moment, atunci când chiar cedează și nu le mai poate face față. Altfel, nu renunță la această îndeletnicire. E bine, la acei apicultori veți vedea sigur rame mai negrite, veți vedea creșteri de ceară pe spetezele superioare, probabil mai mult decât ar fi cazul, da? Deci albinele le vedem un pic mai îngrămădite. Da, indiferent de culoarea fagurilor, atenția noastră va fi îndreptată către câteva lucruri esențiale. Vă rog, notați-le, mai ales începătorii, notați aceste lucruri. 1. Cât de compact este puietul pe rame? Este un indicator care ne indică, care ne dă cât de viguroasă este matca acelei colonii. 2. Cât de sănătos este puietul? Trebuie să ne uităm la cât de sănătos este puietul. Inspectăm fiecare ramă după ce ne alegem coloniile pe care le dorim. Vom inspecta fiecare ramă pentru a vedea cât de compact este puietul, cât de sănătos este puietul. Și aici ne vom uita, pur și simplu ne vom uita în rame să vedem, avem urme de puiet văros? Avem urme de, Doamne ferește, urme de locă? Cine știe? 3. Cât de matinale sunt albinele? Asta trebuie să urmărim în primul rând. Deci, când mergem să cumpărăm albine, va trebui să mergem dimineață la prima oră. Prima oră nu înseamnă ora 8 sau ora 7. Prima oră înseamnă ora la care crapă de ziua. Atunci trebuie să fim acolo. Indiferent că îl deranjăm pe apicultorul vânzător sau nu, noi trebuie să ne susținem punctul de vedere și să spunem: vreau să fiu acolo când crapă de ziua. Să văd cum începe zborul coloniilor. Să vedem cât de matinale sunt. Nu de alta, dar sunt colonii care își încep activitatea, cum spuneam, cum dă prima rază de soare, primul strop de lumină. Și sunt colonii care își încep activitatea la ora 10, adică pe la ora 10 își scot antenele la urdiniș. Sigur că vom evita astfel de colonii. Bine, aici discuția e un pic mai amplă, adică o albină aclimatizată în sudul țării, în Bărăgan, în Câmpia Olteniei, în lunca Dunării, e o albină care e rezistentă la căldură. Dacă aduci albina aia în nordul țării, în Maramureș, albina aia nu va ieși din stup până la ora 10-11. La fel, dacă e o albină din nord, asta o știu de la Mihăilescu Mihai, care e președintele ACA din Cluj, un apicultor extraordinar, în vârstă, unul din greii apiculturii clujene. Dacă e o albină din nord, din Maramureș, chiar și din Cluj, că și Clujul e o zonă rece, și mergi cu ea în Bărăgan la Floarea Soarelui sau mergi în Dobrogea cu ea la Floarea Soarelui, vei vedea că pe la ora 11-12 ai un covor de albine în fața stupilor. Nu e regulă, dar se întâmplă foarte des să ai un covor de albine în fața stupilor și albina să nu mai zboare. Deci, trebuie urmărit și acest aspect. Albina e aclimatizată, e de-a locului și vă recomand să luați albine din zona în care sunteți voi. Deci să nu aduceți albine, știu eu, de pe malul Mediteranei, pentru că e altfel aclimatizată acolo. 4. Capacitatea de organizare a cuibului este extraordinar de important de urmărit. Să vedem, albinele își depun rezervele de păstură pe ramele mărginașe, își organizează coroane de miere sau își duc mierea sus în magazie, foarte important. Și aici fiecare ce urmărește.
Dacă urmărești să crești albină pe stup vertical, evident că îți dorești jos în cuib să ai doar puiet. Și tot interesul tău e ca albina să verticalizeze mierea, e termenul ăsta folosit, să o ducă sus cât mai repede. Sigur, în plin cules o va pune acolo în cuib și va bloca cuibul. Dar astea sunt niște amănunte pe care în timp le veți, mai ales începătorii, le veți asimila. Sunt și indicatori care ne pot induce în eroare, cum e mărimea coloniei. Când un apicultor care vrea să ascundă ceva sau vrea cu tot din adinsul să scape de anumite colonii, poate să le burdușească cu puiet înainte, cu, știu eu, 10 zile înainte de a avea un cumpărător, înainte de a avea o vizită a unui cumpărător sau înainte cu câteva zile să pună rame cu puiet care eclozează și brusc puterea, mărimea coloniei să crească. Deci e un indicator care ne poate induce în eroare. Știu eu, frumusețea lăzilor, din nou, este un indicator care ne poate induce în eroare. Îmi povestea acum un prieten că a fost într-o vizită într-o fermă de producere de lăptișori de matcă și a ajuns acolo, a conștientizat că acel crescător de albine care producea lăptișori de matcă avea niște lăzi vai și amar de capul lor, dar producea lăptișori de matcă. Deci nu e un indicator care să ne, dea valoarea coloniei, să ne dea valoarea albinelor. Cât de frumoasă este lada, din câte straturi este lada sau cum e îmbinată lada sau cât e de vopsită, cât de frumos e vopsită. Mai am un prieten care a cumpărat albine de la alt prieten. Culmea, uite, am prieten care cumpără albine unul de la altul și zicea, băi, avea niște stupe extraordinar de bine întreținuți, însă când am ajuns la el, nu avea albine. Deci colonia nu era colonie. Deci se întâmplă și astfel de lucruri. Să nu ne lăsăm induși în eroare de frumusețea lăzilor sau cât de mare e notorietatea apicultorului. Probabil ați auzit de Pandrea sau, știu eu, probabil ați auzit, mă pun așa numele unul lângă altul, Dragoș Gavrilă, care pe vremea când m-am cunoscut cu el, acum 15 ani, era un apicultor extraordinar. Probabil e și acum, n-am mai prea ținut legătura decât așa ne-am hârit. Probabil ați auzit de Nea Elie sau de Sergiu Chetroi sau de sunt apicultori mari, însă numele și notorietatea apicultorului nu denotă neapărat cât de bune îi sunt coloniile. Așa că foarte mare atenție la astfel de lucruri. Sau cât de priceput e apicultorul, cât de multe detalii vă spune despre stup, despre albine. Nu este neapărat un indicator care să denote calitatea albinelor. Și în final, la sfatul zilei, indiferent de cât de sănătoase sunt albinele și indiferent ce vă spune apicultorul vânzător, cel mai sigur mod de a cumpăra albine este să plătești un avans la prima vizită și să revii peste o săptămână când să faci o nouă inspecție coloniilor pe care le-ai ales și pe care, într-un oarecare mod, ai reușit să le sigilezi de comun acord cu apicultorul vânzător. Aceasta este cea mai bună variantă. Dom'le, uite, astea sunt albinele pe care le-am ales, poftim avansul sau poftim toți banii, vreau să le inspectez și săptămâna viitoare, să mă conving că nu sunt bolnave. Nu de alta, dar și puiet văros. Se poate alege, se pot scoate ramele care prezintă urme cu puiet văros, de exemplu. Bine, e ceva mai complicat, dar se poate. Se poate orice. Așa că asta ar fi cea mai bună metodă. Să revenim după o săptămână și doar atunci să le ducem. Să puteți să fiți și diplomați și să spuneți, domnule, am venit, uite, astea sunt cele pe care le vreau, poftim bănuțul. Peste o săptămână vin după ele. Fără să te super, mai vreau să le examinez odată, să mă asigur că e ce am văzut astăzi. Da? Să
nu fi făcut tu, știu eu, ceva artificii la ele. Și trebuie spus asta cât mai repede și fără menajamente. Deci nu trebuie să se supere nimeni când îi se spune un astfel de lucru. Dacă este un apicultor care zice nu, dacă le-ai plătit, le iei, le duci, te descurci cu ea. Când e un astfel de apicultor, îi spui, domnule, dar le las la tine în curte. Deci nu pune nimeni mâna pe ele. Te rog nici tu să nu pui mâna pe ele o săptămână. Dacă vezi că nu, atunci mai bine le lași, că s-ar putea să ascundă ceva acel coleg apicultor. Iar în cazul în care nu sunt urme ale eventualelor tratamente, dacă faceți inspecția asta și nu sunt urme de tratamente, indiferent ce vă spune apicultorul, acel târziu o săptămână după instalarea pe vatra nouă, vă recomand să faceți cel puțin o deparazitare. Cel puțin o deparazitare. Cu un varachet, de exemplu. Și dacă nu cad paraziți, totul este în regulă. Dacă cad paraziți mai mult decât e cazul, vă recomand să completați tratamentul cu benzi, cu benzi care au efect pe perioadă mai îndelungată. Gold Varroa. Varroa Gold e foarte accesibil și foarte bun. Bivarol, Apivar, deci orice benzi puteți să puneți în stup atunci când conștientizați că tratamentul, primul tratament de control a avut un efect și au căzut mulți paraziți. Pentru că dacă au căzut mulți paraziți de pe corpul albinelor, înseamnă că în celule avem o serie de paraziți. O crescătorie de paraziți. Gata. Asta a fost la sfatul zilei. Ne-am lungit și azi. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ținem aproape. Ne vedem în următorul material. Cele bune!